Vă salut și bun găsit la emisiunea despre care am vorbit în cea trecută. Emisiune care își propune să prezinte pe scurt ceea ce s-a întâmplat la 11 septembrie 2001. E bine, emisiunea se va numi 11 septembrie 2001, ziua care a schimbat lumea. Trebuia să se întâmple ceva ca mai mari lumii să poată implementa noile reguli, noile restricții în noua lume, în noul regim de tip socialist. Așadar, din colecția pe care am realizat-o, o să vă prezint câteva imagini care să ilustreze ceea ce a fost și ceea ce avea să ajungă în ziua fatidică de 11 septembrie. Mai mult sau mai puțin, știm ce s-a întâmplat atunci, cu siguranță adevărul este undeva la jumătate sau poate chiar este bine ascuns, pentru că aceste evenimente ne arată cât de mult s-a schimbat lumea, cât de mult mai mari lumii, bine ascunși de ochii națiunilor, ne vor tot binele și ni le-au pe tot. Haideți să parcurgem în câteva imagini, iată cum arăta până în ziua fatidică. Complexul World Trade Center număra 7 clădiri, renumitele turnuri gemene 1 și 2. Ia uitați cât de frumoase și impunătoare. Ca dimensiuni, înălțimea era de 415-420 de metri, lățimea undeva, ce am calculat eu, undeva 60 și ceva pe 63, dacă am calculat eu bine, că americanii ne dau niște dimensiuni care reprezintă pași. 208 pe 208 pe 1368 înălțime. E bine, aici avem stâlpul de comunicații, telecomunicații și radio, un stâlp cu o înălțime și el, o înălțime numai a lui, de 110 metri. Atât de mare era. Aici o imagine de pe turnul de sud către turnul de nord. Vă dați seama în această imagine cât de mari erau și cât de solide. Astfel de construcții nu putea fi făcute din carton sau din aluminiu, așa că o glumă, bineînțeles, din oțeluri speciale, o vedere din interior. Așa tot aici, bănuiesc că o sală, obiectiv turistic, observați multe drapele așezate, cu siguranță acolo ar fi trebuit să se afle și drapelul României. Da, cam așa arătau turnurile gemene până la ziua fatidică. Mergem mai departe. Haideți să vedem și câteva imagini cum a fost construit. Câteva imagini pe scurt din colecția mea. Ia uitați. Coloanele atât de mari, impunătoare și cât de micuți păreau oamenii pe lângă ele.
Aici deja este undeva trecut de nivelele de bază. Ca să nu mai... Aici nivelul 0, cota 0, începe de aici. Cota 0 începe de aici. Sub cota 0 se spune că mai erau încă vreo 5-6 nivele plus structura de piloni care le conferea stabilitate. Aici sunt segmente, să vă arăt imediat, planșee. Așa, să derulez un pic mai repede ca să nu facem emisiunea asta. Macaraua care ridică un planșeu, un ansamblu. Aici se vede cel mai bine. La fiecare interval din acesta etajul, frumos, planșeul peste această se așeza instalații de încălzire în pardoseală, instalații, caluri electrice, așa mai departe, bine ocrotite, structură ignifugată și așa mai departe. Da, deci cam așa arătau ce vă spuneam și mai devreme, undeva de aici începea nivelul 0. Nivelul 0. Și aici era sub 0. Se vede foarte bine. Macarale care construiau de la centru către margine. Dacă pot eu să vedem, pot să măresc un pic această imagine, că pare interesantă. Ia uitați ce vă spuneam. Acele structuri de ferestre, planșeele, nivel, macarale. La un moment dat o să vă arăt un clip tridimensional creat. Așa, bun. Ia să vedem. Să mergem un pic la rămășițe. Aici avem structuri de oțel. Dacă voi credeți că aceste structuri de oțel puteau fi spulberate, distruse de avioane, apoi ce să mai comentez? Știți, poate că nu știți, dar nu e foarte greu. Avioanele sunt construite din aliaje ușoare, aluminiu, structuri care să le permită, să permită ansamblului de motoare să le ridice. E bine, aceste avioane nu cred că puteau să demoleze, să perforeze și să demoleze acele clădiri. E drept că dacă ar fi fost avioane și exploziile alea în momentul impactului, să zicem tonele de chirosen, să ardă, dar chiar și așa nu ar fi pus la pământ cele două clădiri. Da, aceleași, nu cred că aceleași, altele structuri. Așa, momentul exploziei la impact, turnul de sud, aici este turnul de nord. Aici tot ne-a arătat presa un set de imagini care pe mulți ne-a făcut să credem că este o regizare de tip hollywoodian. Cine putea să realizeze mai bine. Aici avem rămășițele de oțel și
beton ale clădirii numărul 7, ale turnului 7, clădire în care se aflau multe instituții de stat. Clădire administrativă mai mult, aflată, integrată în complexul World Trade Center. E bine, clădirea numărul 7, la nu prea mare distanță de turnurile gemene, dar totuși, nefiind afectată prea mult de căderea rămășițelor de la turnuri, nu ar fi ajuns să se prăbușească la câteva ore. S-a prăbușit foarte repede, sunt imagini pe internet dacă nu le-au scos ăștia. Eu ceea ce vă arăt, vă arăt din arhiva proprie. O arhivă pe care am realizat-o când organizam evenimente comemorative pentru cei patru români care și-au pierdut viețile în acele evenimente. Momentul, așa, turnul de sud, prima dată turnul de sud cade și se prăbușește, dar ia uitați ce se întâmplă. Nu cumva e ceva necurat? Cu siguranță că este, dar ce să vă spun, gândiți voi. Ia uitați cum se prăbușește. Acesta este un monument, din metal construit, care se afla în piața, World Trade Center. Având în vedere că au căzut tone, mii de tone de rămășițe de la turnuri, de la 1 și 2, acest monument ar fi fost făcut una cu pământul. Veți spune, păi era și el rezistent. Era totuși, dar să cadă atâtea. Pe scurt, aș putea să vă spun, din ce am documentat și eu, din ce am mai citit, din ce am mai văzut, rămășițe turnurile gemene împreună, rămășițele celorlalte clădiri din jurul turnurilor, erau estimate la 2 milioane de tone. 2 milioane de tone de fier, de oțel special, de beton și alte materiale au fost transportate și locul degajat. Bun, aici tot așa, structurile alea care făceau nivelele, structura de la fațadă, ferestre, ce v-am arătat mai devreme. Ia uitați. Aștia sunt piloni de bază care plecau tocmai de jos. Dar eu spun că le-au salvat pentru a deveni piese de colecție din muzeu. Aici ar fi breșa, gaura imensă făcută de avion în turnul de nord. Mergem mai departe. Tot așa, lucrători care selectau și adunau cu atenție, spuneau ei, rămășițele. A, uitați, a rămas carcasă, toate nivelele. Nimic. Oare cine a șters toate nivelele astea? Foști lucrători, ca să fac și o mențiune aici, foști lucrători din complexul World Trade Center, mai exact din turnurile gemene, spun că înainte cu ceva vreme au avut loc așa zise lucrări de modernizare. Lucrări de modernizare care specialiști desfăceau, decopertau stâlpii de ornamente, îi decopertau, dădeau găuri și montau ceva. Montau ceva cu niște cabluri. Foarte multe, foarte multe cabluri. La fel, se umbla la plafon fals și montau ceva echipamente tot așa cu cabluri.
Oare ce ne spune? Oare ce ne spun aceste lucruri? În stâlpi, la fiecare nivel, ne dă de înțeles și o să vă dați seama ce s-a întâmplat. La fiecare nivel se introduceau niște flacoane cu cabluri. Se introduceau în stâlpi. În stâlpi de rezistență. În stâlpi de rezistență. Atât pe interior, în miezul clădirii, cât și pe margine. Asta, ceea ce vedeți dumneavoastră, reprezintă marginea. Reprezintă fațada. Bun. Să trecem mai departe. Rămășițele. Așa, construiri cum arăta, v-am prezentat. Haideți să ne uităm la un clip. Vedem dacă să dau eu un pic așa volumul, să nu fie nici prea tare. Un clip de vreo 2-3 minute în care eu nu o să vorbesc pentru că cineva comentează în engleză, care știe engleză. Eu zic că vă descurcați, nu am nicio îndoială. Este un colaj, un set de imagini care au fost difuzate de către presă din întreaga lume la saturație. Ce ați văzut dumneavoastră, am văzut și eu, bineînțeles, nu? Ca să pot să... imagini bine făcute, cu ghilimele de rigoare, și prezentate la infinit. Care să... imagini menite să stârnească furia, mila și compasiunea. Așa... băieții deștepți din sistemul de vârf ne-au inoculat ideea că lumea se schimbă și că schimbările vor fi multe și de lungă durată. Haideți să ne uităm la ceea ce v-am spus mai devreme. V-am spus că o să pun un clip realizat în o prezentare tridimensional. Tridimensional. Aici o să, cred că o să las sunetul mai încet ca să pot să-și comentez puțin. This video illustrates the efforts of Nathan Evans, a visual effects and animation artist, to produce a high fidelity visualization of World Trade Center 1 and 2, showing steel core columns, wiring, ventilation, office furniture, restrooms, concrete, glass, secondary steel columns, office walls, and other building content. Keep in mind, due to the size of the building, it would be impossible to show all the content in these buildings due to the resolution of video and available of processing power at the present. In this video, we will help you understand visually what the building's content was in World Trade Center 1 and 2. The render is based off the blueprints of Floor 47. The noticeable differences of each floor from the blueprints would be the center positioning of the stairs and specific space.
Da, trebuia să pun pauză, nu să dau stop. Am greșit. Bun. Ce vreau să vă arăt aici? Cel care a realizat acest studiu și face această prezentare vrea și el să arate că aceste turnuri nu puteau fi demolate de avioane. Și vă prezintă și explică pe scurt cât de bine erau închegate. Și tot ansamblul era numai din oțel, din oțeluri speciale. Ce v-am spus mai în urmă? V-am spus că toate rămășițele alea aveau undeva, au estimat cei care au lucrat acolo, undeva la 2 milioane de tone. Haideți să mergem mai departe și o să mai pun pauză ca să mai comentez puțin. Blueprints of floor 47. The noticeable difference is of each floor from the blueprints would be the center positioning of the stairs and specific spacing of restrooms and the walls of storage space. Da, aici ne arată în baza unor imagini stocate și, bineînțeles, a simulatoarelor, având toate detaliile, ne arată cum se construia, cât de bine erau legate structurile, dar mai ales partea centrală unde... Deci, în partea centrală a turnurilor, ambele erau la fel, că de-aia se și... numesc turnurile gemene. În partea centrală se aflau lifturile, puțurile lifturilor, lifturi express, lifturi zonale și așa mai departe. Se aflau grupuri sanitare și alte anexe. Pe partea deschisă erau tot felul de săli de conferință, de birouri. Știm că cele două clădiri erau mai mult administrative. Erau, de fapt, nu administrative, ci de comerț. Ci de comerț erau companii care își desfășurau activitatea. Aveau birouri. Aveau sedii și birouri. Să mergem mai departe. Aici sper să nu am probleme cu dreptul de autor în ceea ce privește sunetul. De aceea o să mai vorbesc și eu. Dacă îmi taie sunetul, să le fie rușine. N-ar fi prima oară când YouTube-ul... Asta pentru că voi publica și pe YouTube această emisiune. Ia uitați! Să pun un pic de pauză ca să vă explic ceva. Peste aceste structuri erau atașate ornamente, deci stâlpii erau mascați, acoperiți, bineînțeles, după ce erau foarte bine vopsiți și ocrotiți de intemperii. Erau acoperiți cu carcase din inox. Tocmai de aceea, dacă veți intra pe internet și vă veți uita la imagini cu turnurile gemene, la filmări, veți vedea că norii se oglindesc în fațada clădirii, atât, bineînțeles, în sticlă, dar și în aceste ornamente, aceste decorativă, dacă putem să-i spunem așa, decorativă din inox.
Da. Uitați ce ansamblu, ce structură posibil. Și totuși ne-am lăsat mințiți. Ne-am cedat libertatea în numele terorismului, ca să ne protejeze ăștia. Și ce bine ne-au protejat. Bine, astea sunt niște reclame la paginile. Bun, mai departe. Ce vreau să vă mai prezint. Cam, am destule imagini. De aceea, cred că această emisiune va fi una din cele mai lungi. Dar, zic eu, nu este degeaba. Până să las acest clip să curgă, am să vă spun că această imagine, această emisiune are ca scop să trezească gândirea și rațiunea. Gândiți cu mintea voastră, fiți raționali. Astfel de evenimente, cum este 11 septembrie, cum este asta, pandemia la nivel global, asasinarea lui John F. Kennedy și multe alte evenimente, au avut și au în continuare ca scop pentru a ne schimba viețile așa cum vor ei. Implementare de restricții, sustragere de drepturi și libertăți, confiscarea de bunuri în numele noii rânduiri socialiste. Vedeți că ne spun foarte mulți, mai ales Klaus Schwab în scrierile sale, nu veți avea nimic, dar veți fi fericiți. Nu știu în ce constă fericirea asta de care ne vorbește el. Acest clip o să-i dau drumul, doar dacă este nevoie voi interveni, să spun câte ceva, că am și câte ceva de spus totuși. Nu vin din neant. Iar în ceea ce privește evenimentele de la 11 septembrie 2001, consider că am câte ceva de spus, mai ales că încă de atunci am spus, eram, deci în 2001 aveam 22 de ani. La 22 de ani mi-am dat seama imediat că acele două avioane nu puteau să pună la pământ cele două turnuri care erau atât de bine făcute. Numai că americanoizii nu au scrupule când au niște misiuni de atins. Știți foarte bine, după acele evenimente nefericite, în care și-au pierdut viața undeva la 3.000 de persoane, a urmat invazia Afganistanului și așa mai departe. Ca să aflăm într-un târziu că americanoizii au plecat cu coada între picioare, cum spune românul, din acele locuri, lăsând dezastru. Bun, haideți să mergem și dacă mai e nevoie, mai intervin, cu siguranță. Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. American Flight 11 has ripped through floors 93 to 99 of the North Tower of the World. Atât presa, cât și specialiști în documentare, analiză, specialiști din servicii au ieșit și ne-au spus
că ne-au făcut, ne-au inoculat ideea că, domnule dragă, terorismul ăsta trebuie eradicat, pentru că ia uitați ce s-a întâmplat, dacă ni s-a întâmplat nouă, vi se poate întâmpla și vouă. Aici câteva imagini chiar de National Geographic Channel și multe alte televiziuni. Acest clip undeva are la 9 minute, să nu mai pierdem timpul. The inferno roars down at least one of the building's elevator banks. It explodes on floors 77, 22, and the west side lobby. Ce a spus comentatorul? Ați fost atenți? Că de-aia am și oprit. Ca să comentez pe scurt. La momentul impactului au avut loc explozii în acele zone pe care vi le-a arătat el. Ce vedeți dumneavoastră, văd și eu, cadru cu cadru. Mă uit atent în laptop, pe display-ul laptopului, ca la atunci când simt nevoia să intervin și să vă explic. Tocmai de aceea mă voi uita mai mult în display-ul laptopului decât la cameră. Da, trebuia să fac o imagine, trebuia să fac o mențiune. Deci prima dată a fost lovit turnul de nord, adică turnul care avea antena de 110 metri. Acum mergem mai departe. Acesta este momentul când turnul de sud este lovit de, aparent, un avion. Da, parcurgem aceste imagini ca să vă dați seama din câte unghiuri și cum a fost prezentat acest mare eveniment. Ei bine, scuzați și zgomotul destul de mare, plus ceva expresii injurioase. Sper că nu voi fi cenzurat pentru acest lucru. Nu știu, sper. Like
Aici președintele George Bush Jr., care se afla în vizită la o grădiniță, bine, nu în New York, ci în altă locație, este anunțat de către un aghiotant că s-a întâmplat ceva, s-a întâmplat o nenorocire. Vedeți cât de... Bine, imaginele nu sunt chiar clare, sunt destul de vechi și tot modificate și mai departe. Pare să fie uimit, dar în interviuri pe care le-am mai dat, lasă de înțeles că știa oarecum despre ceea ce a fost pus la cale. Aici comentatorul de la National Geographic Channel încearcă să ne convingă că focul declanșat la în zona nivelelor afectate de impact ne spune că acele flăcări au slăbit rezistența, au distrus rezistența clădirii. Haideți să vedem și să înțelegem cu mintea noastră. Ați văzut cum a început, nu? Deodată. Deodată și au început să zboare către exterior, să zboare către exterior structura. Structura fațadei. Și bineînțeles, miezul care aproape că la ceva l-a extras în adâncul. Ce spune comentatorul dinainte? Că deodată au început să se audă explozii. La finalul acestui clip, cred că la finalul acestui clip, cei din
coordonarea evacuării, pompieri și așa mai departe, explică cum aveau loc explozii etaj cu etaj. Am dat un pic mai încet, că totuși. Ați văzut, da? Ia să dau înapoi câteva secunde. Sper să nu exagerez. Auzi. Am dat înapoi pentru că mă interesa momentul când și turnul de nord se prăbușește. Să vedeți în ce hal, cum devine ca o ciupercă. Păi dacă era doar izbitura unui avion, nu știu ce, cu tare, flăcări, ar fi explodat așa, s-ar fi prăbușit ca un vulcan. Ia uitați! Ia uitați! Vulcan! Da, sunt imagini din mai multe poziții controlate de ei. Și dacă vreun amator a îndrăznit să publice, imagini au dispărut sau și le-au însușit modificându-le de așa natură încât să fie așa cum vor ei. Da, am derulat ca să duc la momentele cheie. Acesta este momentul când turnul numărul 7, despre care v-am spus mai devreme, se prăbușește așa din senin. Ia să vedem, am derulat prea mult. Cam de aici. This happened now. I don't know exactly how many stories the building is, Dan, but
standing at the base of it, watching it burn about an hour ago, it looked to be something on the order of 50, 60 stories, as you said, a very, very large office building. In New York, talked about Jacob, about World Trade Center, David Bluffton. Bun, de ce nu a mai căzut așa? De ce nu s-a mai înflorit așa, nu? Ca un vulcan. El, pur și simplu, a căzut. Dacă ne uităm cu atenție, nu am căutat un material strict care să ilustreze căderea turnului 7, dar vom sesiza că partea de sus așa s-a prăbușit, în felul ăsta. Deci partea de sus prima dată din centru, cumva a fost controlată, demolarea, nu știu, întreb și eu. Bun, așa, ia să vedem ce mai avem, că mai sunt. Mai sunt imagini și cred că această emisiune chiar va dura. Ia să văd cât de interesantă e. O să și derulez. Îl las până la capăt. Pentru că este un intro și o să înțelegeți de ce îl las. Ia să văd și cât are. 2 minute și 24 de secunde. Haideți să ne uităm, pentru că sunt niște momente interesante în această prezentare. Vreau să fac o mențiune. Aceste imagini sunt luate cu altă ocazie și difuzate în acest calup de emisiuni dedicate evenimentelor 11 septembrie 2001. E bine, aceste imagini sunt luate dimineața, când lucrătorii veneau la sediile companiilor, și mai am ceva de punctat. În turnurile gemele veneau de cele mai multe ori, lucrau undeva la între 50 și 70 de mii de persoane. Da, ați auzit bine, între 50 de mii și 70. Între 50 și 70 de mii de persoane lucrau în cele două turnuri. Pentru că erau foarte multe companii, imaginați-vă că turnurile aveau 110 nivele. Numai 80 de nivele, scăzând technical service, scăzând obiectivele turistice de sus și de jos, undeva la cel puțin 80 de nivele erau numai birouri. Haideți să lăsăm să curgă totuși, că are doar 2 minute. See the coverage of the earth. I said, no, it's not possible. It's not possible that my life is going to end this way. I understand. I'm going to help you out.
was really every fiber of your body screaming. He said, you gotta get out of here. You gotta get out of here. Acesta este momentul impactului. Ce este interesant aici? Bănuia cineva că s-ar întâmpla un eveniment de filmat? Nu părea să fie nicio conferință, nu părea să fie nicio ședință care trebuia filmată. Da? Nu era o cameră de supraveghere. Părea să țină cineva o cameră și să arate. Nu cumva este regizat acel moment? Să mai vedem o dată. Hai să mai vedem o dată. Că e la mintea cocoșului. Asta le scapă multora. Detaliile. Și nu uitați că necuratul se ascunde în detalii. Ia să dau mai înapoi. Nu am dat de ajuns. Deci, pe cine ar fi interesat să filmeze doi lucrători care s-au întâlnit la cafea și se pregăteau să-și ocupe locurile, să lucreze la birou? Pe cine ar fi interesat să filmeze, nu? Nu cumva fabrica Hollywood a luat imagini, le-a pus, le-a luat de colo-colo frumos, le-a îmbinat cum numai ei știu să o facă și iată cum le prezintă. Mai ales că acest documentar ne este prezentat de Discovery, Discovery Channel, care aparține, ați ghicit, lor. Nu? Așa cum majoritatea trusturilor de presă, trusturile de presă, de informare și de divertisment, de documentare aparțin lor. Dar haideți să mergem mai departe. Să-l lăsăm să curgă. At 8:46 a.m., American Airlines Flight 11 smashes into the north side of World Trade Center number 1. The first alarm is called in just 12 seconds after impact. In shock, and yet no one can possibly imagine the scope of the disaster only beginning to unfold in Lower Manhattan. Da. Eu, ca să vă prezint aceste clipuri, eu le-am văzut prima dată. Tocmai de aceea. Ia să văd. Cred că aici avem un moment interesant. Cred că m-am întins mult, dar nu-mi pare rău, promit să se mai repete cu alte emisiuni. 2 minute și 16 secunde. Nu întâmplător am pus acest clip. Am selectat și eu cele mai importante momente. 8:46 a.m. New York City, New York. American Airlines Flight 11 is allegedly flown into the North Tower by Mohammed Atta. This is the widely known video of the attack. Shot by Jules Nadé. At face value, it may not look like much. However, upon closer inspection, in case you missed it, one more. Ați văzut cât de bine explică
vrea să ne arate că la momentul impactului a avut loc explozie. Explozie destul de serioasă. Ce v-am spus mai devreme? Avionul este construit din aliaje ușoare. Rezervoarele unde sunt? Sunt mult în spate, da? O sunt chiar în bot, da? Hai să vedem ce se mai spune. Da, imaginele nu prea sunt clare, dar nu înțelegeți ideea. If you look closely, you'll notice that the shadow of the plane meets the building after the flash occurs. This means that the flash is not the fuselage colliding with the building, but rather a separate event. Not to mention that the flash is twice as wide as the fuselage itself. Within minutes of the attack, news teams from all over the city had their cameras trained on the World Trade Center. Therefore, the second impact was covered by almost every conceivable angle. This footage was shot by CNN. On the underside of the fuselage, an extra piece of equipment is visible. When questioned about this, Boeing representatives refused to discuss it. This is what the underside of a Boeing 767 should look like. The following footage is taken from the documentary, Why the Towers Fell. Whoa, whoa, whoa. Bring it back. Did you catch that? Să fac un mic comentariu și eu, nu? Da. Având în vedere ce v-am arătat mai devreme, rezistența și cât de mari erau stâlpii și cât de solidă era fațada, voi credeți că ar fi intrat chiar tot avionul, dacă într-adevăr a fost real? Ar fi intrat tot? Nu, ar fi intrat jumătate. Restul s-ar fi rupt și ar fi căzut jos, nu? Nu ar fi intrat perfect tot, rămânând fațada doar așa perforată, nu tăiată, parcă a fost tăiată cu laserul, nu? De-aia v-am spus, gândiți cu mintea voastră. Da, era exact la final. Mai am un material și ne apropiem de final. Sper să nu dureze mult. Vreau să prezint un moment interesant. Nu, am să-l derulez pentru că sunt comentarii. Așa, le-ați mai văzut. Comentarii ale presei. Le-ați mai văzut. Presa va tot împuiat capul la acea vreme cu aceste imagini. Aici vreau să arăt. Ați tot văzut aceste imagini. Aici vreau să vă arăt. Urmăriți de aici. Las până la capăt. Yeah.
Pentagon has been evacuated. And there, as you can see, perhaps the second tower, the front tower, the top portion of which is collapsing. Good Lord. There are no words. Exact ce vă explicam mai devreme, cum a căzut turnul numărul 7. Derulez un pic în spate să mai vedeți încă o dată. Din centru a coborât foarte frumos la pământ. Bun. Am epuizat materiile de prezentare, așadar, încă o dată fac apel la gândire, la rațiune și conștiință. Gândiți cu mintea voastră, analizați și veți constata fiecare ce s-a întâmplat. Sper să gândiți ca oameni sănătoși, viguroși, puternici, gândiți cu mintea voastră, nu gândiți cu mintea lor, nu gândiți cu influențați de ei. Bun, în încheiere am să vă spun și să vă recomand totodată să intrați, să citiți și să vedeți clipurile scurte atașate articolului pe care l-am realizat anul trecut, tot cu ocazia evenimentelor de la 11 septembrie 2001, care se numește, totuși picant, se numește evenimentele de la 11 septembrie, una din marile escrocherii planetare. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la această emisiune, de data aceasta de durată ceva mai mare decât v-am obișnuit până acum, în speranța că voi primi feedback-ul așteptat, vă mulțumesc și urmăriți-mă dacă considerați că ceea ce fac merită. Acestea fiind spuse, vă urez toate cele bune. La revedere!